La 1:23 dimineața, sâmbătă pe 26 aprilie 1986, un exercițiu de rutină a aruncat în aer capacul de siguranță al reactorului 4 al centralei nucleare Vladimir Lenin. După spusele lui Alexandru Yuvchenko, membru al turei de noapte, pereții de beton ai clădirii au fost îndoiți precum cauciucul. În amintirea evenimentului, Yuvchenko a declarat în 2004, pentru revista The Guardian, nu mai exista tavan, doar cer. Un cer plin de stele. Radiații de ionizare au țâșnit spre cer ca o undă laser albastră în timp ce nucleul reactorului se dezvelea lumii. El mai spunea, era atât de frumos. Deși s-a încercat ascunderea de ochii lumii, magnitudinea dezastrului a făcut ca în scurt timp să fie formată o forță de răspuns masivă. Pentru a face față consecințelor, oficialii au format în grabă o adevărată armată, formată din pompieri, piloți, mineri și voluntari locali. Printre multele lor îndatoriri se numărau și îndepărtarea resturilor iradiate din jurul reactorului, construirea unui sarcofag care să cuprindă reactorul distrus, decontaminarea pe scară largă, construirea de drumuri și distrugerea și îngroparea clădirilor contaminate, a pădurilor, a echipamentului, fără să mai menționăm de omorârea și îngroparea animalelor sălbatice și domestice. Să spunem că atribuțiile lor erau enorme, ar fi o subestimare. Era un efort de curățare care va dura 3 ani după dezastru, care a pus pe mulți dintre primii respondenți în pericol de moarte. Deși unii dintre soldați au fost prin ordin direct forțați de către superiori și de către Partidul Comunist să muncească la Cernobâl, de fapt mii de oameni s-au oferit voluntari să participe la curățarea Cernobâlului. Mulți chiar și-au extins activitatea în zona de dincolo de risc sporit. Acești muncitori au fost numiți lichidatorii. Termenul lichidator provine din limba latină, liquidator, care înseamnă a elimina sau a elimina consecințele unui accident. Prima fază a curățării Cernobâlului s-a desfășurat în prima zi, imediat după explozia reactorului 4, ducând la evacuarea orașului Pripyat, aflat la 3-4 km depărtare, conform Google Earth. Primul grup de lichidatori include pe cei care au răspuns chiar imediat după explozie, cei din camera din control și din alte încăpere ale reactorului, precum și pompierii sosiți în primele ore ale acelei regretate dimineți. Pompierii de la stația numărul 2 din Cernobâl au fost aceia care au răspuns apelului disperat de a stinge ceea ce ei au presupus a fi un incendiu electric la acoperișul reactorului numărul 4. Nu purtau echipament de protecție împotriva radiațiilor și niciunul nu avea echipament de măsurare a dozei de radiații. Câteva ore mai târziu, când focul de pe acoperiș a fost sub control, un grup de pompieri, care făcea parte din brigada pompierilor din Pripyat, a escaladat ruinele halei reactorului, îndreptând furtunurile spre craterul strălucitor din miezul reactorului, unde grafitul ardea la peste 1982 de grade Celsius. Acești pompieri au fost expuși la mai multe radiații decât victimele bombei atomice detonate la Hiroshima la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Pe parcursul primei zile au sosit și câteva brigăzi militare. Soldatul Sergei Bondarenko a mărturisit ulterior. Prima zi după accident a fost o nebunie. Nimeni nu știa ce să facă și locuitorii orașului Pripyat nu au fost informați, nesuspectând astfel nimic. Așa numita fază incipientă se întinde de la sfârșitul evacuării orașului Pripyat până la sfârșitul construcției unui sarcofag în jurul reactorului 4 în noiembrie 1986. Această fază a inclus cel mai mare număr de lichidatori, în număr de sute de mii, mulți dintre ei recrutați special sau obligați să participe la curățare. Acest grup a fost pus să lucreze la o gamă variată de sarcini periculoase, ocupându-se cu decontaminarea și curățarea în și împrejurul Cernobâlului. Pompierii și-au continuat munca, formând astfel o verigă crucială a acestei faze a lichidatorilor. Lor le-a luat 10 zile pentru a aduce sub control incendiile din jurul centralei nucleare, neincluzând și interiorul reactorului. Conform Asociației Nucleare Mondiale, în acele 10 zile, zona din jurul centralei nucleare a suferit cea mai ridicată poluare radioactivă necontrolată din istoria umanității. O altă categorie importantă de lichidatori
a fost cea a piloților, care au zburat cu elicopterele cât mai aproape de reactorul distrus și descoperit pentru a arunca supresoare ca argilă, plumb, bor sau nisip peste el. Ordinul lor era să elibereze 5.000 de tone din fiecare aceste materiale pentru a se asigura că focul care ardea în miezul reactorului era în cele din urmă sufocat. Trebuiau făcute toate eforturile pentru a opri topirea nucleului și o posibilă contaminare a Mării Negre sau a numeroaselor râuri din regiune. Dacă materialul radioactiv s-ar fi scurs în rezervele de apă din regiune, consecințele ar fi amplificat amploarea dezastrului. 400 de mineri au fost aduși pentru a efectua excavări sub reactor pentru a stopa scurgerea materialului radioactiv. Minerii și-au terminat săpăturile tunelului de 168 de metri pe 24 iunie 1986, la 60 de zile de la dezastru. Au lucrat chiar și dezbrăcați, la temperaturi de peste 50 de grade Celsius, pentru a finaliza lucrările. Un alt grup de lichidatori a fost cel al oamenilor de pe acoperiș. Vehicule controlate prin radio, chiar și un vehicul lunar aparținând nereușitului program lunar sovietic, a fost folosit inițial pentru a curăța acoperișul, dar toate mașinăriile au fost distruse de către radiațiile care le corodau și ardeau plăcile electronice. Din acest motiv a fost necesară folosirea oamenilor pentru a continua curățarea. Această echipă a primit numele de bioroboți. Aproape toți membrii acestui grup erau soldați rezerviști cu vârste între 35 și 40 de ani. Ei fuseseră aduși sub ordin de către forțele armate și au primit ordin să meargă pe acoperiș, să încarce cât de multe resturi și praf radioactiv pot duce pe o lopată, să fugă cu lopata la marginea clădirii, să o răstoarne peste margine și să alerge către interior, unde sperau să fie în siguranță. Fiecare om avea la dispoziție doar 90 de secunde. Generalul Nicolae Tarakanov le-a ordonat să îndepărteze foile de plumb care acopereau pereții birourilor și să își confecționeze din ele o îmbrăcăminte rudimentară de protecție. Totuși, aceste costume de plumb improvizate puteau fi folosite o singură dată, deoarece absorbeau prea multă radiație. Mulți soldați au confecționat un fel de frunză de smochin din plumb pe care o purtau între două perechi de lenjerie intimă. De asemenea, purtau o glugă de plumb pentru protecția capului și au inserat în bocanci tălpici subțiri de plumb. Soldații locuiau în orașe formate din corturi, în jurul zonei de 48 de kilometri de excludere a accesului, între care era cuprins și orașul Pripyat și pădurile și satele adiacente. Mulți soldați aveau sarcina de a nivela pădurile iradiate folosind buldozere și alte vehicule. Kilometri întregi de pădure de pin murise din cauza radiațiilor, făcându-i pe lichidatori să o numească Pădurea Roșie. Această pădure a trebuit de asemenea tăiată și îngropată. După curățarea zonei, convoaie de camioane treceau pe acolo, învelind pământul cu o soluție lipicioasă care suprima praful. Aceleași camioane au fost folosite pentru a decontamina clădirile, drumurile și alte structuri din zonă. Sute de astfel de camioane, protejate cu foi de plumb, au fost implicate în curățare. Totuși, fiecare camion a trebuit să fie îngropat după câteva săptămâni de folosință, din cauza nivelului ridicat de radiații pe care îl absorbiseră. Soldați, împreună cu grupuri de oameni de știință care supervizau curățările, au fost folosiți pentru a măsura nivelul radiațiilor și pentru a pune steaguri galbene în zone cu radiații periculoase. Oamenii de știință erau formați din chimiști care măsurau nivelul de radiații în toată zona afectată. Soldații și polițiștii au fost chemați să asigure limitarea accesului în zonă și să urmărească desfășurarea procesului de evacuare a populației. Existau chiar și grupuri de menajere care trebuiau să arunce mâncarea din casele părăsite pentru a preveni apariția unor boli infecțioase. Un grup mai puțin cunoscut de lichidatori era format din personalul centralei nucleare, care trebuia să asigure funcționarea după explozie a celor trei reactoare rămase. Aceștia erau duși în fiecare zi la servici cu autobuzele. Personalul era format din ingineri de proces, specialiști în fizică nucleară, muncitori în logistică, tehnicieni și operatori necesari pentru întreținerea centralei. Cernobâlul trebuia să asigure în continuare 10% din necesarul de energie al Uniunii Sovietice. Construcția sarcofagului care a înconjurat reactorul distrus a început în iunie 1986 și a durat 206 zile. Procesul de construcție a fost format din 8 etape, la care au participat sute de muncitori, care au folosit 37.161 de metri cubi de beton și 7.300 de tone de schelet metalic pentru a ridica sarcofagul. O companie privată a executat săpături în perimetrul Cernobâlului, Pripyatului și de-a lungul râurilor și lacurilor pentru a construi așa numitul perete de nămol,
destinat opririi contaminării cu radiații a surselor de apă. Nu a fost stabilit niciodată cu exactitate câți lichidatori au luat parte la operațiunile de oprire a radiațiilor sau la curățarea zonei afectate direct. Între 1986 și 1989, oficialii au raportat că au folosit 293.100 de lichidatori. Însă raportul Uniunii Medicale Rusești menționează 168.000 de oameni doar din Rusia, alături de 123.536 de lichidatori din Ucraina și 63.500 din Belarus, deci un total de peste 355.000 de oameni. Dar acestea sunt doar 3 dintre țările componente ale Uniunii Sovietice, iar Uniunea a trimis oameni din mai multe țări satelit. Altă estimare a fost că între 300.000 și 350.000 de lichidatori au fost implicați direct doar în operațiunile de curățare, deși granițele expresiei de implicați direct este discutabilă. Un raport al Agenției pentru Energie Nucleară menționează folosirea de până la 800.000 de oameni. Conferința internațională denumită Un deceniu după Cernobâl făcea referire la 200.000 de lichidatori care au lucrat la Cernobâl între 1986 și 1987, cât despre numărul total al celor implicați, între 600.000 și 800.000. 75% dintre ei aveau între 30 și 44 de ani și aproape 95% erau bărbați. Toți, în afară de câțiva oameni de știință voluntari, erau cetățeni sovietici. Nivelul radiațiilor la care au fost aceștia expuși a fost în medie de 120 de milisieverți, adică de cam 1200 de ori mai mult decât atunci când mergi la doctor pentru o rază. Numărul de morți și problemele de sănătate pe care le-au dobândit acești eroi au devenit costul tragic al efortului de salvare, realizat fără a se lua în calcul folosirea unui echipament adecvat, fără a se folosi un protocol dinainte determinat. Cineva trebuia să o facă. Așa a spus Alexandru Fedotov, un supraviețuitor care a făcut parte din echipa de lichidatori. Nu ar fi o hiperbolă să spunem că aceasta a fost cea mai amplă operațiune de curățare realizată în istoria umanității. Iar cei care au participat la acest efort comun de stopare a efectelor accidentului nuclear au făcut-o dintr-un simț patriotic sau pentru că pur și simplu așa li s-a ordonat.